Și oricum a jucat foarte puțin acolo. Adăscăliței, centrarea lui Adăscăliței mai bună și este o ocazie, reluare alături a lui Pop. Ce-a fost Jelev data asta? Ia să vedem. Da, cred că a fost Jelev. Bulgarul câștigă duelul cu fundașul advers, cu Martac. Dar din poziție incomodă trimite alături.